Pentru că e sâmbătă și soare afară, eu m-am programat să mă duc astăzi până în sălaj. Pentru că am găsit din nou niște geamuri pe OLX de vânzare pentru căsuța din Cătun. Dacă tot merem în sălaj și avem, unii dintre voi știți că avem o casă aproape de Baia Mare și una mai departe într-un cătun îndepărtat din Maramureș, în care ne descurcăm destul de greu datorită apei, am mutat animalele acolo anul ăsta, e o aventură întreagă și ne place să treptat să renovăm căsuța aia. Facem sacrificii, costuri care... Noi nu vom putea niciodată să stăm în două sau în trei case pe lumea asta, ne ajunge o singură casă, dar ne apucă gărgău, ne vin idei și e bine să fim ocupați, că dacă nu suntem ocupați, ne vin idei să ne certăm, să facem scandal, să facem prostii și uite, în felul ăsta, fiind ocupați pe proiecte din astea interesante, avem o ocupație productivă și avem motivație să mergem înainte. Dar... Că despre asta e vorba și de aia începem aici, lângă mașinuța asta noastră, care prima dată am dus-o pe Andreea cu mașina asta când am scos-o din spital. Andreea o născuse pe Andreea asta mai mică, care e tot Andreea, numai că seamănă cu mine la față. Andreea o născuse pe Sofia în 2013, august, când am cumpărat noi mașina asta și era o mașină destul de bună. Am îngrijit de ea vreo 7, 8, 9 ani, dar de vreo 3 ani. Mașina asta necesită investiții majore. Pentru că umblăm și în cătun, cărând materiale, cărând tot felul de chestii, e singurul nostru mijloc de transport și e deplorabil. Ca să înțelegeți despre ce e vorba, bara asta a fost lovită, că a pus unul frână brusc în fața mea și am schimbat-o eu, e făcut așa, mecanică la domiciliu. Hai mai încoace. Recent umblând prin oraș la Andreea, i-a sărit o bordură în față și... O lovită, uite, nu, aici de fapt o treaptă mi-a ieșit în față. Andreea o parca beata foarte aproape de o treaptă și pe când s-a suit în mașină grăbită să meargă mai departe, aproape că a mutat treapta aia din loc. Problema era că treapta era destul de înaltă și în zona asta, uite, acum ai pată de ulei, pentru că aici ai, cred că intercooler, așa, eu zis mecanicul. Da, intercoolerul în radiator, uite așa, care... Nici nu știm ce face, că practic mașina asta mi-are de vreo două săptămâni fără intercooler, nu-i nicio problemă. Într-adevăr are așa un efect de tuning când merg pe drum, că face un fel de Ferrari românesc, german, nemțesc. Na. Dar așteptăm să ne-o repare mecanicul, avem deja programare și urmează. Până atunci mergem foarte frumos, face că... Deci dacă cumva din greșeală virezi în mers, fără să-ți dai seama, are acolo la caseta de direcție un sunet care te avertizează că ai grijă că ești în viraj, știi? Deci să nu cumva să te încurci, știi? Când faci așa, ori faci stânga, ori faci dreapta, mașina face... Da. Deci, scârțe, trebuie făcută cu ulei. Caseta de direcție nu mai reparăm, că cred că e costă cu reparații probabil cât valoarea mașinii, care e 1000 și ceva de euro. Dar asta este, suntem youtuberi, suntem foarte bogați și ne străduim din toate puterile să păstrăm aparențele de a fi săraci. Așa să înțelegeți că noi avem o grămadă de bani și nu mai știm cum să facem acum. Singurul nostru pilon pe care putem zice, bă, ce necăjiți suntem noi că păstrăm mașina asta așa cum îi și umblăm cu ea în sat și ne dăm... No. Ca să nu mai luăm pe caie la magazin, mai vine Sofia de la... I-am dat odată într-o dimineață la Sofia niște bani, zic, când vii de la școală, cumpăr o pită. Pâine. O venit cu pâine, a zis, aceea e foarte bună, pâine proaspătă, ziua următoare, iar mi-a venit cu pâine. Dar nu-i mai dădusem bani. Dar nu-i mai zice că am scris-o pe caiet. Ăștia oameni suntem noi și mereu să cumpărăm niște geamuri second din lemn, care le-au mai bătut câte un pic ploaia pe aici acolo, dar noi le vom recondiționa pentru că toată lumea preferă acum geamuri de plastic și nu știu cum, dar noi trăind în căsuța din Cătun într-o ambianță de asta așa mai rurală, mai tradițională, încercăm să păstrăm această idee de lemn, de vechi, de modele vechi și cam asta e ideea. Haidea să mergem ca să... Cam o vorba lungă, sărăcia omului și... Da, asta e mașinuța de 11 ani, încă o chestie care trebuie la neapărat. La noi, că ea e de mai de mult. Ea e de-abia adolescentă, are 20 și ceva de ani acum, din 2002. Hai să-ți adolescentă? Arăt. Deci, caracteristica mea preferată din mașina asta este acest... Ia uite. Nu e nimic grav la caseta de direcție, numai că... Na. Stai un pic să pornesc ca să... Ia. Deci, caracteristica mea preferată la această mașină este acest volan, care
De când erau copiii mici, când meream eu în magazin, Andreea îi ținea în brață sau nu mai știu în ce context, dar știu clar că de foarte multe ori vineam la mașină de unde eram ei staționați și eu mă întorceam și era un copil așa. Pentru că le creșteau dinții, da? Și acum vreo 7 ani copiii au început să roadă aici, cum blând noi cu... Da, bine că era ros așa un pic, doar câteva urme de dințișori. Dar noi, păi, unul aici, astea... unul aici, unul aici, da, și cum rose cât un tic, după uzură și cât am frecat puțin, noi volanul ăsta. Am frecat noi cu mâinile, îți dai seama. Da, că... dar... Începutul o contează. Ruptura principală a început-o copiii că... Când vine tatu, era invers, când vine mami, că tu stăteai în mașină cu ei ca să... Crede-mă că eu nu-i lăsam să roadă volanul. No, nu știu în ce magazin ai putut tu intra și să... Când vine tati, nu știu. Să stau eu cu coptiii după tine, te rog, explică-mi. În fine, eu așa știu și mi-amintesc clar că rodeau coptiii pe volan și... Na, ce-au făcut coptiii, de ce? De ce ai lăsat? De ce ai lăsat să roadă volanul? Uite-te ce-au făcut! Dar nu-i nimic, că e mașina noastră, dau un pic mai în față ca să pot să leg remorca și să mă duc în drumul meu. Mașina asta, chiar dacă are 22 de ani, încă e tânără, e tânărucă, e cruducă și trebuie să grijim de ea. Și grijim așa cum putem, că am pus un cârlic de la o vreme acum vreo 6 ani și cărăm cu remorca, cărăm pe ea, pe bare, fai de capul meu, no. Știți cum e la românii? Bogați, că bogați suntem, da? Ne place să păstrăm aparențele de sărăcie. Și hai să pornim la drum, să mă duc după geamurile alea, să viu înapoi acasă, că Andreea are de lucrat cu varza, o să vedeți în video viitor ce cum pune Andreea varza la butoi și cât e bine să descurcă nevasta mea asta harnică. Nu știu cine a lăsat grebla asta de fapt aici. Păi precis, peste vreo 5 ani o să zici că eu am lăsat-o. Da? Acolo, peste vreo 5 ani, o să zici că eu am lăsat-o, nu, că văd că așa... Ce-am lăsat eu mi-asum. Da, da, da. Ți-a dus tu aminte, așa-i? Așa e ca de volan. Nu mai contează, dragă, peste... E, nu mai contează, dar păi după ce mai vorbești despre asta atunci? Auzi, mai și zici la toată lumea. Peste 40-50 de ani, toți o să fim oale și ulcele. Deci toate dramele și poveștile și baiul ăsta, baiul ăla, tot ce se uită și vin alții care fac altceva sau ce mai fi pe lumea asta. Hai să merg. Mă, ia tu cum se duce omul la magazin. Ești pe opulență. Niciodată în Cehosilvania și ca să sărbătoresc mi-a luat apă de asta colorată și chiar ne-am oprit lângă blocul ăsta și am scămusai să-l filmăm, să măcar să avem amintire, ca și cum am fost în Grecia sau unde am fost, în Tahiti. Se pare interesant localitatea pentru că intrând în localitate e o pantă foarte mare și blocurile tăche sunt pantă, ceea ce n-am prea văzut în România. Dacă aveți alte orașe unde în România unde știți așa blocuri în pantă, chiar de la intrare în oraș, să ne surprindă și pe noi, spuneți-ne. No. Interesant. Uite ce copaci, ce arbori bătrâni în oraș. Un oraș frumușel, probabil. După părerea unora care nu mai fost prea mult în alte părți. De fapt, noi am fost un pic și până Europa, am fost până Franța, până Danemarca, până Anglia, dar cel mai mult ne impresionează orașele noastre de acasă. Da? Facem glume, mai râdem, ne mai distrăm, dar parcă e altceva. Da. Uite câtă verdeață, chiar îmi place. Mm-hmm. Mă simt, nu știu, mă simt la noi în sat, numai așa, ca într-un oraș. Uite-te acolo, uite ce fain din partea aia. Cred că e ceva parc. Merem și încolo să ne uităm. Ia, hai să vedem pe strada asta ce e încolo. Uite
uite tu câți arbori bătrâni. Niciun oraș. Dacă ar fi să locuiesc într-un oraș, eu cred că ăsta ar fi. Curat. Ia ce frumos și acolo. Decorat. Uită-te acum toamna când încep să cadă frunze, uite ce curat e pe sub mesteacănul ăsta. Da, chiar dacă au curățat? Blocurile vechi sunt cam rămase în urmă. E un orășel drăguț. Dacă sunteți din Cehul Silvaniei, scrieți-ne în comentarii care e treaba cu orașul ăsta. Și merg mai departe. Amu, tu faci reclamă, du-te-mi de-ată. Nu fac reclamă. Ne-am oprit aici să-mi iau apă, că mi-o fost sete. Nu, reclamă la ursul său. O, ce, să schimbăm copata asta pe asta la altă. Mai multe străzi, o zis omul. Apoi chiar că sunt ortocheate și pătate cu claurele. Uite o casă bătrânească drăguță din pământ. Uh-huh. Nu prea se vede, e alta. Uite aici alta care se dă. Ia ce faine colonie de lemn. Da, ca la noi acolo, în grajdul din, uh-huh, de la adăpost. Din Cătun. Asta e, a, ce e bine. Cic mai în față de așa. Stai. Gândește-te că aici o trăit cel puțin o generație, două de bătrâni fericiți. Așa cum au putut în ultima vreme și au făcut gardul din creji legate cu ață. Ce fain arată așa de luțul ăsta, așa un pic, și acolo groapă, și acea căsuța între copaci. Mm-hmm. Da, du-te. Frumos. Da, putem veni la cules de măceașe de aici. Da, ai tu vreme de măceașa? Nu. Nu, am luat geamurile astea de la singurul român mutat într-un sat de maghiari. Merem un ceai către acasă. Geamurile sunt stare destul de ră, că nu s-au văzut din poză. Noi am, cumva ne-am socotit că or fi la fel de bune ca alea ce l-am luat dincolo, de către dincolo de Sighetul Marmației. Nu e aceeași situație. Geamurile sunt încărcate mult cu vopsea. Păi când am ajuns și le-a desfăcut omul, s-o patru geamuri stricate, patru ochiuri de geam sparte. Deci, da, vom vedea. Poate din trei îmi face două bune. Da, dacă tot am venit până aici, vreo 80 de kilometri și mai avem de 80 până acasă, din trei geamuri, două, tot om alege. Și am văzut și noi partea asta de sălaj, că oamenii sunt mai... Așa cum ești pe aici, omul zicea că e cam riscant să fii singur român într-un sat de maghiari. Dar da, românul se descurcă oriunde. Și am văzut niște coclauri frumoase, uite-te tu ce dealuri prin el lucrate de culturi. Și mergem încet, tic 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 tic, către casă, foarte multe dealuri. Deci amul venind în coace, tot am urcat, amul tot am coborât, că mașinuța asta de-ata... Așa face. No, da. Cum am început acest video, asta ni mașina, noi când avem vreme și așa mai zicem și covată, da. Sau bărcuță. Bărcuță și are foarte multe nume mașinuța asta. E important că încă nu s-a oprit în drum și să nu mai putem continua călătoria. În rest, nu cobi.
Isoca a îngătat rândul și urmează să deam încolo, strânge niște bani și ne-am luat altă mașină cândva. Părind, poate la anul, poate peste 2 ani. Când se oprește asta în drum și ne zice mecanicul că nu mai merită să o repari, nu mă vei ce face și o vedea cum ne-o descurca. Om trece podul. Om scotoci în punguța aceea. Om trece podul acela când om ajunge la el. Noi suntem foarte realiști și foarte așa pe relaxare, pe zen. Ne mulțumim cu ce avem. Nu ni groază să vă arătăm situația deplorabilă în care suntem. De fapt, noi, cum vă ziceam la începutul videoului, suntem foarte, foarte, foarte bogați și ne străduim din toate puterile să părem așa, să avem așa o aparență de oameni năcășiți. Și dacă repezi de multe ori, o să înceapă să creadă oamenii. Da. Așteptăm reacțiile voastre în comentarii. Cred că aici se încheie videoul de astăzi. Vă mulțumim pentru vizionare. Dacă vă place să arătați cu degetul la oamenii săraci din jurul vostru, abonați-vă la canalul Oroșan la Țară și sigur veți avea motive să băgați de vină, să râdeți, uneori chiar să plângeți de frustrare, de râs sau de tristețe. Dar asta e viața noastră la țară și așa trăim noi în fiecare zi. Vă invităm astfel să fiți parte din aventura noastră și să deveniți urmăritori ai canalului Oroșan la Țară și de ce nu membri, să ne susțineți, că suntem atâta de năcăjiți cu mașina asta, cu covățica, hai cu... de mine, dintr-o extremă în alta meri. Ia ce faină casă. Foarte hai, faină. Ce faină, n-ai văzut-o. Foarte faină, era numai din pământ și de-abia se mai ținea pe picioare, dar avea un strat proaspăt de var pe ea. Nici n-ai văzut-o, că erai cu spatele. Aia așa vine ție? Mhm. Am văzut-o, să știi că eu văd așa, am o privire periferică așa foarte bună. Ca și calul. Da. Zice că acolo, na, în fine, stau să explicăm. Na, și? Atât ați ofotat? Atât ai tot, merem liniștit către casă. Merg pe la prietenul tău, Darius, sau te-ai răzgândit? Nu ne mai oprim pe la Darius, că dacă vede video de astăzi, nu știu de aia seama de ce n-am putut ajunge pe la el. Mm-hmm. Suntem... Aș fi vrut să mă opresc la Darius, dar nu m-a lăsat Andreea. Da. Și pe aici atât case cu oameni, care mai gospodari, care mai bătrâni, care cum pot. Dar în general pământurile sunt lucrate și asta ne arată că oamenii sunt harnici, oamenii sunt muncitori, se descurcă, uite, materiale de construcții, oamenii și renovează. Oamenii în spatele nostru. Da.